Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare. Să vorbim de Ana și Daniel, perechea perfectă de la sezonul 8, care s-au despărțit. Da, s-au despărțit. Cine se gândea la așa ceva? Am văzut că Daniel a fost la Extra Night Show, cam așa ceva, cred că. Și a spus că s-au despărțit, că nu se înțelegeau în privința viitorului și toate alea. Apoi a răspuns și Ana, a explicat tot la această emisiune prin video ce s-a întâmplat din punctul ei de vedere, de ce nu au fost de acord. Chiar spunea că lui nu-l înțelege, că a renunțat prea repede, că el tocmai e mulțumisă mamei ei că a venit în Dubai și l-a sprijinit. Că știți că începuseră, el chiar acum vreo două luni, cred că, postase că le merge bine, că au afacere cu tricouri, că se duc la filmări și toate astea, dar apoi i-a luat decizia bruscă, după părerea ei, că s-o părăsească. El zice că de 4 luni a spus deja că s-a gândit la asta. Deci, adevărul e undeva la mijloc. Fiecare are dreptatea lui. Nu spun că cineva minte, fiecare are dreptatea lui. Daniel nu s-a simțit bine acolo, nu s-a regăsit în această țară. Nu toată lumea se adaptează în străinătate, să știți. Au mai fost care au încercat să lucreze prin alte țări, n-au putut și s-au întors. Eu m-am adaptat. Nu ușor, dar m-am adaptat. Ea nu înțelege. Din moment ce el a declarat și a jurat, înainte de căsătorie, că iubește iubire necondiționată, că știți cum spuneau, că suntem perfecți, că nu-și găsesc defecte, și dintr-o dată a plecat. Da. Că l-a ajutat cu viza de soț, că ea și-a refăcut actele, că știți că la o perioadă de 6 luni, parcă, da, trebuie să le refaceți. Apoi a început cu afacerea cu tricourile, n-a mers, a început să caute pentru el altă muncă. Aveau apartamentul ei unde locuiau, deci nu trebuia să plătească chirie, care sunt destul de scumpe acolo. Se distrau, mergeau la restaurante, știți care îi plăcea să bea, îi plăcea vin. Se duceau la filmări, iar el a plecat brusc după 4 zile, doar 4 zile, de la începerea noului job. Da, plus că și blocată de pe toate rețelele de socializare. Și nu au finalizat cu divorțul, cu astea. Ea încă nu știe, îi spunea că e foarte rănită, pentru că și-au jurat să rămână la bine și la rău împreună. Astea, jurămintele, că mi-amintesc ce au citit acolo, dar ea a crezut. A crezut foarte tare că vor fi împreună, că vor face familie, pentru că așa au vorbit tot sezonul, ei erau liniștiți, erau cu minți, erau perfecți, după părerea lor, și dintr-o dată n-a mai mers. Vedeți, câteodată nu e bine să fii nici prea perfect. Și perfecțiunea strică. Și zicea Ana că el acolo la țară de unde îi nu are o sursă sigură de venit. Face el ceva. Din moment ce acasă el în țară, face el ceva acolo. Nu stă pe banii părinților. Dar ea i-a oferit sprijinul și a crezut că dragostea învinge orice. Se pare că nu-i destul. Și ce cred eu, acum spun doar părerea mea, nu ce zice Ana, că n-a iubit-o. De fapt, știam asta din emisiune. El a vrut doar felul ei de viață, stilul ei, cum a și spus, că i-a plăcut cartea ei de vizită, că a fost și întrebat de Simona Gherghe, doar cartea ei de vizită, când a spus pe unde a fost și că lucrează în Dubai, a fost atras de asta, nu de ea ca persoană, nu, nu, nu. Sentimentele lui nu erau pentru ea, erau pentru modul ei de viață, dar văd că nici acolo nu s-a adaptat. N-a putut să se adapteze. Se întâmplă și la perfecție. Deci, Daniel a răspuns și el, tot la Extra Night Show, amândoi la aceeași emisiune, ce a comentat Ana. A spus că da, e adevărat tot ce a spus, a mai zis că ea e o femeie inteligentă, este, da, într-adevăr este, doar că el n-a plecat dintr-o dată, se gândea deja de 4 luni să plece,
nu se mai simțea ok, așa, după părerea lui, nu se mai simțea. Și că a avut într-adevăr susținerea ei, dar pentru el nu, viața lui nu avea sens acolo. Nu s-a acomodat. Și dacă nu s-a acomodat, n-a putut pur și simplu rămâne. Nu avea același scop. La început era foarte entuziasmat, era ceva nou pentru el, normal, dar toate astea n-a durat mult. Cam 2 luni de zile. Știți că după ce s-a terminat sezonul, au plecat în Italia, au fost în vacanțe, au călătorit, atunci a fost frumos. S-au distrat, au avut bani, normal, a avut și ea bani, a avut și el. Și când s-au întors la muncă la ea acolo în Dubai, l-a ajutat și cu actele, bineînțeles, dar el spunea că a durat foarte mult procesul de căutare a locului de muncă. Cât ar fi durat, a găsit până la urmă și a plecat. Nu s-a putut adapta. Se întâmplă aceste lucruri. Nu se poate adapta. Așa că decizia lui a fost să plece. Da. Cea mai bună decizie pe care putea să o ia. O să divorțeze și fiecare își vede de viața ei, dar mie îmi pare rău de Ana, pentru că Ana într-adevăr a crezut în această căsnicie, plus că avea și ea o vârstă 30 de ani, vă dați seama, la 30 de ani vrei într-adevăr să-ți faci o familie, se vedea în viitor cu el, doar că el sentimente nu a avut pentru ea. Păcat. Eu ceva am bănuit încă de la casa Mireasa, pentru că păreau cam reci, cu toate că își făceau complimente unii altora că sunt perfecți, că iubirea lor e de viitor și toate astea. El avea așa o reținere. Toți ceilalți stăteau întinși pe canapele, se pupau, erau foarte afectuoși și ei doi nu. Că el zicea că nu dă bine la televizor, că nu vrea să-l vadă părinții lui, părinții ei, călare, cum a și spus, pe ea sau ea pe el. Ei s-au ținut departe de toate astea. Au fost mai serioși. Și asta mi-a dat de bănuit. Mi-a dat de bănuit că dacă într-adevăr a fi fost atras de ea fizic sau, să zicem, într-adevăr ar fi avut sentimente profunde, nu ar fi putut sta așa la distanță, pentru că niciodată, niciun sezon care într-adevăr au fost îndrăgostiți, nu au stat. Doar ei. Că de asta, ea poate că ar fi vrut, dar el a ținut-o la distanță. Și plus, de câte ori se îmbăta ea, că ați văzut-o când i-am putut să urce scările, a ajutat-o una dintre mame, doamna Anina, mi se pare, sau că a mai făcut beții, el n-a comentat nimic, a spus chiar așa, ne-am îmbătat amândoi, cu toate că doar ea s-a îmbătat. El a vrut să pozeze amândoi în cuplu perfect. Cuplu perfect care nu se ceartă, nu au niciun fel de divergențe, nu se contrazic, sunt de acord unii cu alții. Ea chiar spunea niște lucruri că pentru ea, el este sfânt orice ar face, orice. Eu pe ea am crezut-o și o cred în continuare. El nu, el a fost foarte fals. El a urmărit și câștigarea sezonului, a crezut că dacă sunt cuminți și sunt perfecți și nu dau subiecte din astea tari, atunci vor câștiga. A văzut că nu a câștigat, nu i-a mers bine nici în Dubai, nu avea niciun rost mai șadă în această căsnicie fără sentimente. După părerea mea, el a luat cea mai bună decizie pentru el, dar întotdeauna cineva suferă în despărțiri. Și de data asta a suferit ea. Cam atât am avut despre Ana și Daniel. Știu că nu o să se mai împace, deci asta e. Vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!